16 ucraineni au fost reținuți în timp ce încercau să ajungă ilegal în Republica Moldova. Ei s-au ascuns într-un camion frigorific. Bărbații au fost găsiți de polițiștii din Odessa care au oprit autovehiculul pentru verificări. Camionul era condus de doi cetățeni străini pentru a putea fugi din Ucraina, unde urmau să fie înrolați. Cei 16 trebuiau să le plătească cărăușilor sume ce variau între 6 și 8000 de dolari, iar alte 2000 de dolari achidau pentru ștampila din pașaport de intrare legală pe teritoriul Republicii Moldova. Ucrainenii au fost reținuți și riscă închisoare de la 7 la 9 ani. La sfârșitul lunii iulie, 10 bărbați ucraineni au încercat să părăsească ilegal țara vecină pe o barcă peste râul Nistru. Unul dintre ei s-a înnecat.